Salutare, prieteni, bine v-am găsit la episodul 2 din Canibodul acesta cu Wolverhampton, cu Lupi, mă. Începem în forță, zic eu aici, cu niște transferuri geniale ce s-a întâmplat. Robertson s-a dus la Bayern München pe 115 milioane de euro și un transfer care, wow, ce bine ar prinde și realitate, 97 de milioane pentru Varan de la Manchester United. Și totuși Fabian, ia uite, aproape 80 de milioane la Manchester City. Nebunia continuă, desigur, cu noi, desigur, care ne așteptăm următorul transfer. Am mai pus acolo câțiva jucători pe știi cum zic, pe scout, să fie totul frumos și corect. M-am uitat, are și Pondens, are un potențial de evoluare și mai ales acest Neto și acest Silva. Deci să am grijă de ei și să evoluesc cât de bine se poate. However, nu are sharpness. Vedeți aici, stați că să văd exact cum îi face cu el, că nu prea arată bine. Sper de sigur că o să mai și vând din jucători, că am pus destul de mulți jucători acolo transfer liste, dar încă nu se arată interesați pentru jucătorii mei, ceea ce e un pic nașpa, că practic mă bazez pe ideea asta să mai vând jucători, că în momentul de față am un buget de 33 de milioane. Zic 30, că poate n-ar mai ști cu dai la semnătură și bonusuri și mai știu ce nebunii. Deci, hai să vedem ce am mai putea noi cumpăra, ce ar mai prinde bine la noi la echipă. Am zis un LV, poate stau cu ăla, nici eu nu știu, ar fi Alex Teixeira, care, na, mă rog, are 30 de ani, dar ce viteză, ce execuții, finishing, tot beton, și joacă și pe LV, hopa mitică, hopa, n-ar fi rău, Alex Teixeira, un preț superb, pe la 16-19 milioane, pentru un jucător așa bun cum el, mie mi se pare un preț forță. În rest, Martinelli poate, dar și ăsta până evoluează, știu și eu, ne descurcăm, ne descurcăm. Sau poate că n-ar fi rău, în sens că are viteză și față de Pondens are, hey, cât de gât are cea pe shooting. Ha, ok, rămâne de gândit aici. Bakambu, din păcate, s-a transferat, cum ați și bine văzut. Cei de la Leicester vor să-l cumpere pe Malen. În rest, ce ar mai fi așa interesant? Rezervă de atacant îl avem pe la Silver, care ce evoluează, numai că nu știu cum funcționează evoluările în jocul ăsta. E un mister care sunt atât de curios să văd cum funcționează, cum vom depicta misterele, hai ceva năsnat, misterele acestui joc, cum evoluează jucătorii. Și totuși pare, eu am jucător pe RV de rezervă, că LV am, dar RV nu rețin să am. Adică e Adama Traore, dar în rest oare mai am cea jucător pe acea poziție de RV? Nu cred. Poate că nu ne-aș strica și un jucător pe RV de rezervă. Trincao, acest jucător de la Barcelona, are un potențial dumnezeesc, aproape de 90, 87, 88, depinde pe ce site uiți, că pe Footwiz scrie alta, pe ăla scrie alta. E o forță acest băiat, trebuie să fim atenți pe el, numai că totuși să dai aproape 40 de milioane pe un jucător care are 78 overall. Un pic cam doare. Un pic e cam mult, bro, stai un pic. De la ce evoluează, ce? Știi cum zic, un țaca-paca, mă, un picuț acolo, un picuț dincolo, evoluează, crește și apoi cer 40 de milioane. Nu am un, dar da, asta este jocul. Bun. Orsic, Orsic, și nu-l mai știe pe Orsic. Mamă, ce carduri faine luase atunci în joc, alea speciale. Bun, deci ar fi de, poate cu Rafa, dar știi cum e ăsta, ar fi bun de titular și poate să-l pun titular pe Rafa atunci pe LM. 50 de milioane, mamă, câți bani. Sau poate ăsta, că măcar cât de cât are defense, dar și ăsta e 50 de milioane.
Ar fi Guerreiro, care tare mult mi-ar place de Guerreiro să-l învăț, de fapt văd acolo că este, dar na, știi și ce vreau să zic, să fie KM. În sensul în care știu că el a început ca și LB la o perioadă, a jucat foarte mult LB, de acolo și a luat aceste aptitudini de sliding tackle și standing tackle. După care a fost o perioadă LM, unde iarăși LM, LB, nici nu mai știu care este de fapt ordinea, cum a fost primul și cum a fost după, dar mai contează. Și e acel jucător foarte echilibrat, știi, între defense, între atac și este și portughez. Și dracu știi dacă am bani și n-am bani, că da, am 30 de milioane, ăsta văd că valoarea lui de bază este aproape 50. Deci, yeeey! Știu un iei de el așa cu o lacrimă în interior, cu durere, că mă, de ce n-am bani? Dar asta este Wolverhampton, asta este unul din acele momente, din acele faze, știi, care te pune pe gândit, bă, totul, stai un pic, stai să ne grăbim, ce cumpărăm? Luăm pe ăsta, ăla și putea lua pe ăla și pe ăla cu banii ăia, pac, da, opa. Dar dacă l-aș lua pe ăsta și pe ăla, știi, să ieși niște tactici de-astea, știi? Care trebuie gândite înainte să acționezi. Deci este împrumut. Renato Sanchez, fraților, Renato Sanchez, mamă, de câte ori cumpăram pe ăsta prin FIFA 19 și 18. Puh, era deja, bă, iară le pe ăsta, știi? Erau acele comentarii, bă, iară ăsta. Vremuri. Da. Acest jucător clar deja încetinește și ar fi bun. Jason Martins, mamă, ce bun era jucător ăsta la un timp, până s-a transferat, nu știu dacă la Monaco sau unde, și parcă n-am auzit nimic de el. Dar chestia e la Jason Martins, parcă e ca și Pondens, incredibil de rapid și de interesant, zero finishing. Ia, poate ăsta. Ăsta e de viitor, 20 de ani, știi cum zic, joacă și un pic pe KM. Boro. N-ar fi rău. N-ar fi rău deloc. Boro. Și e și relativ ieftin. Hai mă să vedem. E proștul baia. E așa de viitor, tot. Într-adevăr, dar sper să nu uit, dar mai mult ca sigur să uit, să pun acolo și așa niște chestii care este potențial său de evoluare, dar mai mult ca sigur vă uita, deci n-are rost. Ia să vedem, poate pot să vă dau ce jucător de ăsta la schimb. Stai un pic să nu uit. Ok. Și bani vă dau 7 milioane plus Diallo ăsta. Ia uite, au zis că nu vor. Nu-l vor pe Diallo. Au dat X, dar vor 3% în viitor transfer și mi-l dau cu 7 milioane? Ok. 7 milioane? Deci am vrut să le dau un jucător plus 7 milioane, știi? Deci un jucător acolo, bă, poate evoluează, poate mai joacă, poate îl vor vinde. Și au zis, nu, lasă jucătorul la tine, dă-ne numai 7 milioane. Și eu așa, știi ce, genul afaceristul, omul de business din mine, știi? Stau și mă gândesc, dar puteți să le ieși pe ăla, că l-am oferit practic gratis și mai le voia, poate îl vindeai sezonul viitor. N-am înțeles. Știi? Dar hei, super mișto. Bun. Hai să vedem așa. Bla bla bla. Îmi place că nici nu vrea, nu știu ce calități așa să fie el titular, chestii trestii. Și da, ia perfect, 25 de. Super. Deci am luat un jucător pe bandă, zic eu, de mare talent, de mare potențial. Dracu știi cum e fulează. Așa, nu contează. Într-adevăr, uite, vedeți că chiar nu aveam jucători pe această poziție. Numai că totuși, băi, am pus o grămadă de jucători, transfer listed, și nu vin ofertele, bă, mi se pare atât de dubios. Atât de ciudat. Într-adevăr, 7-7 pace, sper că să mai evolueze, de asta o să mă și duc. Aici la Squad Hub, două secunde, Squad Hub. Și să vedem, să îl evoluăm pe omul nostru Boro,
Ia uite așa, Sewing Great Potential Development Plan. Merg la Development Plan. El o să fie jucător pe RV. Uite așa, îi schimbăm RV din RM, perfect. Care ia uite, ia că și acolo sus și scrie în jur de 2 săptămâni și el va învăța noua sa poziție. Super. Iar acum, aș vedem, dacă lăs pe balance, practic evoluează câte un pic peste tot cu 2 steluțe. 2 steluțe ar fi un fel de moderate growth. Dacă îl pun pe wide playmaker, el evoluează foarte mult pe passing și un pic și pe shooting, dar nu așa de mult cât mi-aș dori eu. Midfielder nu, inverted midfielder. Aici, asta e chestia, știi că e midfielder. De odată ce învață poziția de RV, va deveni de fapt acel jucător, știi, mai ofensiv. Și cum este așa RM, poate că ar fi fost foarte bun și ca și KM, dacă stau să mă gândesc, ar fi stat bine și ca și KM, dar eu o să-l învăț să fie desigur poziție nebună de RV. Da, bun. Deci, practic, e cu trune rezerva noastră de atacant. Este și băiatul ăsta Silver, acolo foarte bine. Marșan, așa, vinagre. Ok, oare la vinagre i-am pus să fie... I-am pus să fie LB. Eu cred că l-am pus, sau nu știu. Squad Hub. Vinagre, da. Development Plan, da. Da. Wow. Wow. Deci, stai un pic, el de pe LVB... Ca să evolueze în LB, ia uitați-vă acolo, e un fir de păr ce desprinde LVB de LB, dar totuși jocul spune că ETA în jur de 41 de săptămâni, bro. 41 de săptămâni? Jesus. Ești nebun. Ești nebun. Prea mult, frate, prea mult. Dincolo era mai puțin. Ia să vedem, transfer offer pentru... A, Mir. Lol, a văzut bătă transfer offer. Da, bun. Deci Mir în jur de 5 milioane ar fi prețul dânsului și în sfârșit mai vedem și noi ceva că avem mare nevoie de vânzări să mai obținem bani. Ca logic să mai face transferuri. Ia să vedem, 5 milioane 500 de mii. Ia uite, Ranieri, frumos, pac, da, ne înțelegem, 5.500.000, jocul zicea că până la 4.900.000, i-am zis 5.500.000 și ia uite că au acceptat cei de la Sampdoria, perfect. Bun, 5 milioane, he, bănuții, vin bănuții, hop, bun, aia zic și o să fie un match șmecher aici. Au, Semedo? Liverpool îl vrea pe Semedo. Wow, și ne-l oferă pe Naby Keita ca și schimb. Wow. Hey. Să-mi bag picior că ar fi un transfer bun. Mă rog, nu chiar din perspectiva financiară, deci Naby Keita cam la cât e evoluat. 35 de milioane, să zicem 40. Ei ne-a mai oferit cash 2 milioane, 42, 43 de milioane și asta să zic așa în caz fericit, nu, și Semedo evoluează la 87 de milioane, plus că nici nu am bani, Semedo e și portughez și chiar foarte bun pe poziția respectivă de RB, deci nu. Dar știi, e fain când primești chestii de asta așa cu schimb, cu nu știu ce, și eu poate aș putea să intru și să le zic, știi, bă... Nu faceți așa, știi, calmați-vă, pac. Da, bun. Okay, guys, thanks very much. We'll start the questions now. Uite, din nou revenim cu aceste mirobolante interviuri. Uite așa ce frumos le crește potențialul. Ia uite așa, the lad has something to prove. Are ceva de dovedit, de arătat lumii noastre. Fix probabil, ce s-a întâmplat? S-a accentat vreunul? Ah, din Donker. Shit. Trebuie să jucăm cu Cody. Asta nu-mi place. Dar un lucru foarte interesant, de exemplu, care chestia asta o ador. O ador la jocul ăsta. Poți să simulezi, să faci quick sim ca pe vremuri, să joci simulezi sau să pur și simplu să intri în joc, să joci o anumită perioadă și când vezi că este un 3-0,
să zici, simulate the rest of the match. Băi, e genial. Și eu vreau aici să fac, chiar dacă este Manchester United și aș vrea să joc meciul ăsta cap-coadă, vreau să încercăm simulate match, să vedem și așa cum se descurcă echipa mea, așa într-o primă etapă, după care eu să dau jump in, știi, să joc eu. Dar e foarte interesant, ce au făcut ăștia la eSports prin chestia asta. Într-adevăr, trainingul este încă un mister pentru mine și mă cam sperie chestia asta, că nu știu cum și cum. Dar într-adevăr, cred că așa e pus pe Play Development Plan, arată acolo bările alea, tu numai dai next și evoluează, ceea ce este ok. Un lucru ceea ce nu prea... Hai, gol, bă, Jimenez! Gol Jimenez, minutul 10 încă. Super, bro. Da, un lucru de ce nu știi este chestia asta, știi cum dai next și dai trainingul acela care face sharpness și te trebuie să dau click pe buton, o zi pauză, iar click pe buton, iar zi, iar click pe buton, iar zi, iar click pe buton. Știu să fie puțin cam enervant. Dar ia uite-mă că totuși dacă ne uităm așa, dacă știi cum zic, o duce foarte, foarte bine. O ducem al naibii de bine. Mă bucur acest lucru. Posesia totuși este de favoarea celor de la Manchester United, care a avut o posesie foarte mare. Ia, Raul? Nu. prea târziu. Nu s-a trezit prea târziu. Stai un pic să facem așa. Așa. Ia uite ce mișto e totuși, te uiți? Și vezi jucătorii, aveți numărul 10 care pasează acolo, pac, ia uite numărul 28, mere pe numărul 18, care, bă, rog, dacă aș ști mai bine numerele jucătorilor, știi... de fapt, ia că vezi acolo, în dreapta și în stânga. Nu se poate! Anthony Martial ne-a dat gol în minutul 34. Lucrurile sunt la egal în momentul de față. United speră, desigur, să câștige acest match împotriva noastră, care, practic, așa ai zice, și în realitate că i-ar câștiga. Nu se poate, voi da jumping Martial, al doilea său gol. Nu e de bine, intră șeriful pe teren și las că fac eu aici legea. Ok, camera văd că este un pic cam nasoală. Nu știu ce ne-a pus așa. Cred că m-a stătut pe standard. E prea înclinată, dacă știi ce zic. Dar mă rog, nu contează acest lucru. Uai, dai nașpa și soarele cum vine așa dintr-o parte. Uai, parcă am orbit. Să-mi bag piciorul, zici că sorb. Aoleu, cineva să închid acoperișul. Să fie nocturn aici. Da, bun, hai. Opa, rapid, fraților, pe ei, pe mama lor. Nu, prinde-o. Bun. Într-adevăr, jucăm pe Legend, dar eu de obicei țineam prima perioadă, primul career mode sau chiar așa, al doilea career mode pe World Class, de obicei, în sens ca să mă obișnuiesc cu noul FIFA, că tot timpul știi, mecanicile mai diferă, odată e pe primer, pe pas, odată e pe centru, odată e pe nu știu ce și nu știu cum, dar într-adevăr, FIFA-ul acesta mi se pare foarte, dar nu foarte apropiat de FIFA 20. Mici diferențe într-adevăr sunt, mai ales pe apărători. Apărătorii mi se parcă altfel, e un picuț câteodată mai greu să iei mingea, să zic, adversarului prin tackle. Aoleu, dar ce urât se vede, deci cum e chestia aia de la acoperiș și cum e soarele acolo. Iaoleu, nu știu cum vi se pare vouă un video, dar mie aici mi se pare catastrofă. Hai, concentrare, că băieții de la United ne conduc aici pe legendarii, ne anihilează. Într-adevăr, cred că și în realitate United ar câștiga meciul acesta, nu știu, United-ul cu Solskjaer e foarte discutabil. O echipă atât de frumoasă, o echipă cu bani, o echipă puternică, care pur și simplu... uite cum a fost ultimul meci cu Tottenham, presupun că l-ați văzut. A fost o umilință și, într-adevăr, nasol pentru ei. Și clar voi face un career mode cu United, nu știu când, dar voi face clar în FIFA 21, pregătiți-vă career mode cu United. Și, logic, career mode-urile noastre, leu manete, bă, deci îmi trebuie clar de soare, bă, la meciul ăsta, mă, să-mi bag piciorul de nu. Și clar, career mode-urile noastre tradiționale, fiind AC Milan, care este echipa mea pe care o îndrăgesc, cu care voi ține până voi muri, deci e logic, nu, să joci cu echipa pe care o îndrăgești, cum alții joacă cu Real Madrid, cu Liverpool, cu Chelsea sau știu și eu alte echipe, am unul în șir pe tăte.
clar, și eu joc cu AC Milan. Dar da, vom vedea, vom vedea și alte crimoduri. Vom face poate și Road to Glory. Oi, numai timp să am și desigur chef și desigur cu suportul vostru, cu like-urile voastre, dacă văd că din nou strânge multe like-uri la videouri, măcar 500, comentarii, views, nebunii totale, logică și mi-am crește hype-ul și vreau să joc cât mai mult. Oricum v-am promis un lucru și asta mă voi ține și de cuvânt, în sens să jucăm în principiu mai mult și eu un online. Aoleu, ce rău se vede aici, Doamne! Uai, aici ea, din nou, soare! Ai de capul meu, sper că vor repara chestia asta. Într-adevăr, poate că e într-un fel realist, dar e oribil, frate, oribil. Opa. Pondens! Pondens! Așa e shooting. Aoleu, ne bat băieții de la United de nesare, de nesar capacele. Da, se pare că n-a fost să fie acest match cu United. Într-adevăr, dacă ne uităm la măcar la overall-ul echipelor noastre, este o diferență foarte mare. Wolverhampton, desigur, încă o echipă în construcție, o echipă cu anumiți tinereți, cu anumiți jucători de performanță. Mamă, ce gol ne-a dat aici, bă, 4-1, 4-1, frățică, Bruno Fernandes, din nou, un jucător quality, știi, calitate. Chiar mă, eu nu am rezerve pe poziția de CM. Shit. Da, să nu uităm să trecem pe listă, prieteni, jucător, neapărat, jucător pe CM și CM de rezervă. Am să joc cu Boros ăștia, nu știu exact, știu că este noi slămării, că nu-i poziția lor, sper că o se vor descurca cât de cât, nu știu ceea ce au schimbat ăștia aici, mai mult ca sigur ce au schimbat, tocmai ca să te oblige să faci acel position change și altfel n-ar arăta acele semne de clamare. Că știți bine, celelalte FIFA, Ramu că era CDM și tu jucai cam, că era CDM și îl puneau câteodată și CB, știi? Era ok, într-adevăr, anumite chestii nu-ți păreau IPN, de exemplu CDM, știi, tot timpul avea tendința să mai urce mai sus decât linia aia de CB, dar în rest, știi, își făcea datoria sau puneai unul de ăla pe... Bă, 5-1! Fiecare șut de la United de gol! Cred că legendar e un pic prea mult pentru Bă, 5-1! What? Frate, e 5-1! Oh my god, trebuie să schimb apărarea. United, hai să nu... Doamne, 5-1, bro. Hai, bă, dă-mi pui mei, 5-1. Cu trone, ia uite-l pe băiatul ăsta. Aoleu, bani de sac. Bani de șac. Zice că iau. Hai de meci. Un gol din corner, ceea ce încă nu prea mi-a ieșit, deci. Ha? Bară. Nici astăzi nu-mi iese golul din corner. Încă se lasă așteptat. Și fluier final, 5-1. Ne-au demolat cei de la United în primul nostru meci. Pardon. Primul nostru meci din campionat ne-a demolat această echipă. Incredibil. Incredibil. 5-1. Doamne. O să fie mult, mult, mult de lucru. Și se arată a fi un career mode, să zic realist. Să sperăm că ne vom descurca mai bine, într-adevăr. Wolverhampton, mai avem mult de lucru, dar suntem pe calea cea bună. Mai avem chestiile de fitness să evolueze băieții noștri. Într-adevăr, ia uite, acum cu mare, de exemplu, Jimenez Verde la fitness și la moral îi se acordă o grămadă de bonusuri, de asta presupun că e cum e la acel bonus de moral și așa mai departe, și ăștia acum n-au jucat, știi, și n-au nici fitness, o duc cam rău. Va trebui totuși să mă interesez neapărat de jucători pe linia asta de mijloc, că o ducem foarte rău, deci cam, clar ne va trebui măcar 1-2 acolo, doamne fer de accidentări sau ceva. Linia de apărare e varză, într-adevăr Cody este și pus la vânzare cu 47 P și Saiz, nu știu dacă l-am pus sau nu la vânzare, dar și el e lent, de ce ne-au dat United atâtea gol, uite, Cody cu 47 P, Saiz ăla,
săracul Patrice a trebuit să facă totul pe teren. Și într-adevăr n-a putut să facă chiar totul. Intră Sony Soler, oricum n-avem noi asemenea bani. Oh, nu! Se pare că Mir nu se va duce la Sampdoria. Nu s-au înțeles la salariu sau ceva, nu s-au înțeles între ei. Ce sunt lucruri nașpa, că, ia uite, puteau veni 5 milioane de acolo și m-ar fi ajutat foarte, foarte mult acei bănuți. Nașpa. Oricum, o stați că se intru de acum încolo și în aceste faze pentru sharpness, ca să pun jucătorii ăștia care nu au sharpness și se evolueze mai mult. Din nou vine ofertă pentru Johnny. Johnny nu e de vânzare, fraților. Lăsați-l acolo, că este un jucător foarte important echipei noastre. De exemplu, acum, aș putea să intru. Ia vedem că aici are sharpness, da? Sharpness, uite, ăla are 88, 84, ok. Team sheets, next dream, simulate all, stai un pic. Stai. Of, că am dat simulate, până mă obișnuiesc. Trebuie să dau click și apoi. Da, ia uite, click, așa. Și de exemplu aici, unde sunt ăștia, da? Change drill, să schimbăm drill-ul și vom pune pe... Pe ce se pune? Pe passing. Ok. Două de alea. Da, hai, punem două de astea. Add and remove. Și cum pot să dau add la alții? Ok. Dacă dau 5 players... Dacă nici așa nu mi-arată. Că pentru că ăștia au fost incluși în alt training. Aia e schema, că ăștia au fost incluși în alt training. Da. Dar bun, și atunci de ce, de exemplu, eu nu pot să pun, știu și eu, băieții aia care, să zic, de pe banca de rezerve? Change players? Ia. Tu mi-i dă pe ăștia, dar eu fac aici. Stai mă, bă. Până învăț. Da. Moșule. Da, deci... vai doamne. No, bun. Aici ce fac eu? Aici așa până să... De pas, ok, așa. Mai și Marshall, ok. Done. Advance. Uite așa, se vâleze și băieții ăștia să facă și ei treabă bună, știi cum zic? Țaca-paca, tiki-taca, țaca-paca. Bun. Advance. Uite așa, uite. Uac, Marshall și cu trone au crescut puțin și saliva. Pac, cresc așa acolo. Altă viață, băi nene, bă! Am învățat și eu chestia asta. Ups. Bun. Într-adevăr, încă aștept, foarte mult aștept să mai vând jucători, dar uite că nu pot să vând, că e într-adevăr, e greu, e greu în FIFA 21, foarte mult jucători costă o avere, eu nu am o avere și oricum jucători de ăștia de, să zic, tineri, chiar am aici la echipă, ceea ce mă bucură, deci cât de cât în perspectiva asta o ducem bine, dar astea sunt centerbacks. N-am putea face noi cumva un schimb, știu și eu, să-mi le dați pe cine, pe Paulista asta? Și vă dau transfer fee, zero. Da, păsesc. Să-ți dăm? și-am stricat treaba, că puteam să vând pe Saiz, nu mai fac de asta, lasă, vând eu jucătorii și lăsăm așa pe stilul vechi, per moment, până învăț un picuț. Bun, ok, foarte bine, I'll think about it, și-a revenit de Donker, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că, într-adevăr, el este un CB chiar bun și avem nevoie de el acolo. Unde ești? De Donker, așa. Vinagre cred că te voi scoate, că l-am pe Marshall ăsta acolo. Ok, bun. Ok, hai, uite că deja văd că aproape jumătate de oră de când filmez acest episod. Ne auzim pe data viitoare, dragi prieteni, numai bine, pa, nu uitați de like.